Săptămâna aceasta, în cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, s-a desfășurat International Staff Training Exercise 2013. Acesta, din urmă, se înscrie într-un complex de activități care au ca principal obiectiv generalizarea experienței pozitive pe care jandarmeria română a acumulat-o în timpul misiunilor internaționale executate sub egida Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene și NATO. La acest stagiu au fost prezenți reprezentanții trupelor poliției în armate populare chineze, Jandarmeriei Naționale Franceze, Jandarmeriei Iordaniene, trupelor de carabinieri din Republica Moldova, forțelor de securitate internă din Qatar, Jandarmeriei din Serbia și trupelor de interne din Ucraina. Activitățile comune care s-au desfășurat pe parcursul acestei săptămâni au ca obiectiv antrenarea personalului dintr-un comandament multinațional pentru îndeplinirea unei misiuni în baza unui mandat stabilit. Scenariul exercițiului se bazează pe gestionarea unor situații de criză în domeniul ordinii publice care evoluează de la simplu la complex, produse pe fondul conflictelor interetnice dintr-un stat în care sunt dislocate în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, misiuni ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, care au ca mandat asigurarea stabilității și consolidarea instituțională. Principalul obiectiv vizează organizarea și conducerea compartimentelor comandamentului pentru fundamentarea deciziilor și transformarea acestora în planuri și ordine de acțiune.